Puțin după lăsarea întunericului, cei doi minori în vârstă de 13, respectiv 15 ani din Dej au ieșit la joacă și au urcat pe vagoanele încărcate cu sare ale unui tren de marfă. Au fost aruncați aproape instantaneu la pământ de cei 27.000 de volți care trec prin firele de înaltă tensiune. Băiatul mai mare a nimerit pe mecanismul de legare a vagoanelor, iar trenul a plecat cu tot cu el din stație. Au urcat pe tren. Unde? La gare. Acolo jos la gare. Și-a atins fire sau ce-a făcut? Nu știu ce-a făcut, că l-a luat curentul jos. Autoritățile au aflat ce s-a întâmplat abia când cel mic s-a dezmeticit și a dat alarma. O ambulanță s-a deplasat în gara din Dej, iar una în stația CFR Cășeiu, acolo unde mecanicul a fost anunțat prin stație să oprească. Când au jucat, au curentat pe unul mai mic și mai unul de 15 ani. Și când au curentat, au mers peste trenul și au plecat, au mers doi însă fugă să aduce apă. Ambii au fost transportați imediat la spitalul municipal Dej, cu răni și arsuri grave. De la Dej, cei doi au fost trimiși de urgență la Cluj-Napoca. Băiatul de 15 ani este în stare critică și va fi trimis la București. Cel de 15 ani prezintă arsuri de gradul 2 și 3 pe 65% din suprafața corpului, în special pe torace și pe membre. Din fericire, fără afectarea căilor aeriene, este intubat, ventilat, s-a efectuat de compresia chirurgicală la nivelul membrelor. El încă este instabil hemodinamic, având în vedere gravitatea arsurilor, va fi transportat la spitalul Grigore Alexandrescu din București imediat și condițiile meteo vor permite acest lucru. Din fericire, copilul de 13 ani care a suferit arsuri pe 5% din corp a fost stabilizat de medicii clujeni. Polițiștii urmează să stabilească dacă părinții copiilor vor fi trași la răspundere pentru că i-au lăsat nesupravegheați.